Ziua, bine v-am găsit, îmi revine deosebita plăcere ca de această dată să vorbesc despre sălașul meu natal și să vă invit să ascultați și realizările noastre, pentru că nu e așa, și în sălaș nasc oameni și în sălaș se face cultură. Îl invit pe Marcel Lucaciu, care este președintele Cenaclului Silvania, deci noi avem și revistă și editură, dar ne întâlnim frecvent și într-un cenacul literar. Marcel Lucaciu este actualul președinte al cenaclului Silvania. Îi cunoaște foarte bine pe fiecare scriitor în parte. El însuși a venit în fața noastră cu o carte nouă, o antologie, Cenușa Orelor, pentru că nu-i așa, a venit și vremea antologiilor. Și îl invit să vă introducă puțin în lumea literară sălăjeană. Mulțumesc, Alice. Bună ziua tuturor. Mă bucur să fiu din nou aici la Cluj și mulțumim doamnei Irina Petraș pentru această oportunitate. Vreau să spun mai întâi că suntem mai multe instituții aici. Suntem revista Caiete Silvane, suntem editura Caiete Silvane, suntem Asociația Scriitorilor din Sălaj. Și în prima parte o să-i rog pe colegii mei să-și prezinte cele mai recente apariții editoriale, după care o să-i invit să ne citească fiecare dintre ei câte o creație sau două. Sălașul literar, zic eu, că dovedește o activitate susținută datorită, în primul rând, lui Daniel Săuca. Daniel Săuca astăzi, din păcate, nu a putut să fie prezent la eveniment. E un eveniment trist azi în Sălaj. Subprefectul Virgil Țurcaș a avut un tragic accident și cred că ați văzut deja în masă media. Dar revin grație Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj și, în primul rând, directorului care este acolo, Daniel Săuca. Eu zic că am făcut progrese, au apărut multe cărți ale colegilor noștri, au apărut antologii și o să o rog la un moment dat pe Alice să ne spune câteva lucruri despre antologiile de dramaturgie, de poezie, de proză care au apărut la editura Caiete Silvane și grație și Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. Așadar, să trecem la câteva lansări de carte. O să încep din dreapta. Și o să încep cu Alice Valeria Micu. Alice este o poetă remarcabilă. Mecanica sufletelor este o carte de poezie, Pereți, iarăși o carte de excepție și cea mai recentă carte, nu ultima, da, este Mașina de plâns. Alice este membru cenacul Silvania, ne-a citit din poemele ei înainte de a fi publicate într-o carte și o rog să ne spună câteva cuvinte. Volumul a apărut la editura Caiete Silvane, Mașina de plâns. Titlul spune destul de mult. E o carte în care vorbesc despre plâns, dar nu mă plâng. Am încercat să văd plânsul așa, în toate formele lui, și ca element care validează, de fapt, nașterea pruncului și că ne însoțește de-a lungul vieții. L-am văzut ca pe o patrie nomadă în care intrăm cu toții, cu care ne mișcăm. Este, de fapt, o carte despre multele dureri și neîmpliniri pe care, din nefericire, le avem cu toții. Sper să nu încarce negativ prea mult pe cel care va avea îndrăzneala să o citească. Mm.
Domnul Sărăcuț Comănescu Teodor este profesor de limba și literatura română la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din Zala, unde sunt și eu profesor din 1990, tot la Liceul Pedagogic. O să rog să ne prezinte câteva dintre cele mai recente apariții editoriale ale sale. Domnul Sărăcu scrie proză, scrie poezie, scrie și epigrame. Augustin Buzura este personalitatea care l-a atras în mod excepțional și are o carte despre Augustin Buzura, o monografie. Îi dau cuvânt. Prefer să nu vorbesc la microfon, pentru că se aude că în ultimii 3 ani m-am dezobișnuit de microfoane și să știți că e foarte bine fără ele. Înseamnă că ați scăpat de microfoane. Multe din ele nu mi-au adus bine, ci numai rău. Această carte a pornit undeva în vreme de studenție, cât averi, studiind aici la Cluj, luând exemplare de la tribuna număr cu număr, și ulterior m-am simțit obligat față de Augustin Buzura să îmbunătățesc cartea. Se vor împlini, cred, 5 ani, sigur 5 ani în iulie, de la moartea pe Augustin Buzura, iar această carte a venit oare ca o reeditare. Adică, după ce a intrat în eternitate, m-am gândit că este bine să aduc măcar curriculum vitae la zi. Cuprinde o perioadă de 20 de ani, primii 20 de ani de activitate a lui Augustin Buzura și dincolo de asta pot să spun că atunci când eram un debutant, prin 1980, când apăreau marile cărți, în 1980, din nefericire, am încercat o intrare la tribuna, dar nu o să dau nume, cineva pur și simplu mi-a luat totul din lucrare, s-a publicat un blog notes, nu vă spun numele, fără măcar să amintească numele acelui debutant, pentru că dumnealui era un consacrat, așa se întâmplă de obicei. Și atunci, sigur, tot așa m-am simțit obligat să duc mai departe acest destin al înscriitorului pe prima perioadă. Zic că foarte puține lucruri au rămas, probabil, în urma neamintite în această carte. Și fiind pandemie, sigur că nu mi-am mai lăsat cartea, fiind o reeditare. Anul trecut am scos această carte și pentru că am publicat online la Cercul Literar de la Cluj, dar și în Antologia de Proză, volumul 4, m-am simțit obligat să vin la Colorama, deci să o public la editura Colorama. Este vorba despre Destin cu șpichiuri. A fost o lansare anul trecut, frumoasă lansare, dar cum din păcate Dumnezeu mi-a trimis așa un fel de șfic, am fost operat pe colon de două ori și am rămas un pic în urmă. Deci niciodată nu se știe ce ți aduce destinul. Dar atâta timp cât mai ești în viață, mulțumesc pentru fiecare zi pe care ți-a dat-o Bunul Dumnezeu. Ei, anul trecut, la această carte, am avut o anfitrioană pe doamna Emilia Poenaru Moldovan și, hai să spunem, poate un super anfitrion pentru ziua respectivă, a fost Ovidiu Pecican. Domnul Ovidiu Pecican, fiind deloc arădean, nu m-a băgat de fel în seamă și a abordat premiul doamnei Ildiko Șerban. Actualmente este membru în filiala ARA. Ei, această carte, sigur că a pornit cu niște aprecieri un pic înainte de a apărea în volum. Pentru că publicând în antologie și în Cercul Literar, Vasilica Grigoraș spune, de exemplu, pentru că eu nu voi mai interveni la final în acel recital, întâlnim o interesantă și elegantă trecere de la tonul hâtru al povestirii la relatarea realistă a faptelor și invers, deoarece scriitorul pune preț pe naturalețea în comportament, în gândire, în relații și în acțiunea a personajelor.
este preluată dintr-o carte a doamnei Asita Vivaraș sau Emilia Romar Moldovan la antologie a făcut o remarcă, ba mai mult a apărut și în acompaniament de Peniță, nu? Spune doamna Emilia, referitor la o povestire, deci una din povestirile volumului de față, o glumă indicativă se numește, este ceea ce putem numi proză în adevăratul sens al cuvântului. Are de toate, intrigă, mesaj, descrieri, nostalgie, obiceiuri vechi de la țară, ironie, umor, suspans, este scrisă într-un ritm alert, pare o simplă relatare a unei întâmplări, dar dacă ieșit oarecum din cadrul comunului, și într-o paranteză spune sau comunei, ca să ne amintim de Marișorescu, dar poartă în ea aceea seriozitate a autorului care dorește să se dea toate detaliile întâmplării. În timpul care a fost, vreau să vă spun că am scris 7 cărți, 2 sunt cu reeditări, dar din nefericire, pentru că teza de doctorat pe care am publicat-o e vorba de folclorul copiilor, nu s-a atins nimeni de ea, fie că nu are așa mare preț, probabil, sau nu se înțelege atât de mult folclorul copiilor, sau poate cronicile de întâmpinare dintr-o altă carte, așa încât, uneori, poate că ai dezamăgiri când vezi că publici, ești convins că sunt și cărți de valoare, sau cel puțin părți din cărțile respective au o anumită valoare pe un anume domeniu, dar nu te cunosc alții și atunci nu pot să-ți prime părat. Mulțumesc! Mulțumim domnului Teodor Sărăcuț. În continuare, Florin Horvat. Florin Horvat este un prozator, un romancier în primul rând, autor de romane istorice. Debutul său editorial s-a produs cu romanul istoric O lacrimă pentru Maria sa. Este membru al Cenacului Literar Silvania de multă vreme. Are numeroase cărți, nu o să reamintesc pe toate, evident. Dintre romanele lui vreau să menționez câteva. Voievodul albastru, Vecernie la amiază, Coroana celor 7 maestri și cea mai recentă apariție editorială este aici, Veniți, ne luați lumină. Romanele sale sunt foarte bine documentate, ficțiunea se îmbină cu realitatea, are un stil și modern și cronicăresc. În primul rând, limbajul este întotdeauna în pas cu epoca, perioada pe care o prezintă. Descrierile le-am remarcat în romanele sale, portretele, eu zic că are har de prozator. Îi dau cuvântul să-și prezinte cartea. Bună ziua tuturor! Sigur, sunt emoționat, mă aflu printre prima oară în mijlocul dumneavoastră. Mai puțin prieteni sunt cu virtutea vorbitului liber, așa că vă arăt ceea ce am izbutit în anul 2020, 21, 22. Deci cele 5 cărți, respectiv cea mai recentă, Viața lui Brâncoveanu, Veniți de luați lumină, cea de-a 30-a din cărțile tipărite de până acum. Despre fiecare foarte pe scurt, între Răpuși la porțile nemuririi, este romanul care începe cu suficientă îndrăzneală să vorbească despre istoria noastră mai puțin știută de la minus 500 înainte de Hristos. Merge până la 44, odată cu moartea lui Burebista. Testament din Țara Lucrurilor Ascunse continuă această istorie veche și pornește de la minus 10, sau mă rog, de pe vremea regelui Cotizo și înfruntarea, da, cu tânărul Tibun Tiberius și până la 68, la retragerea Sfântului Andrei de pe teritoriul nostru. Acolo unde Sfânt Filipă Iertarea continuă
Deci pleacă undeva de pe la 70-72 și urcă până la 190-200, am putea spune cu indulgență. Urmând ca Vlahierne, mica dace din inima Bizanțului, da, să încheie această perioadă undeva de la 200 până la 500 aproape. Adică cununa, ca să spunem, cărții sau evenimentul care dă greutate finalului acestei perioade de 1000 de ani este acea putezanță, da, a dacilor în conjurul lumii făcut de un dac epicusește pus la 463. Vă mulțumesc tare mult! Din pace este cu totul altceva, este viața lui Brâncoveanu, mai puțin cum o știți din cartea de istorie, dar sper suficient de atractivă. El vor vorbi singure mai mult decât știu să vorbesc despre ele. Mulțumesc! Mulțumim, Florin Horvat. Domnul Iorfi Deac este un cărturar atipic, așa cum îl numea cineva într-o prefață. E bibliotecar la Jibou de multă vreme. Evident, profesiunea aceasta de bibliotecar spune multe despre pasiunea pentru carte, despre lecturile lui vaste. E autor de proză SF, a publicat multe articole, eseuri, chiar dacă nu este sălăjan de origine, a devenit sălăjan și a publicat la un moment dat o carte intitulată Curiozități sălăjene, în care a spus istoria multor locuri frumoase din județul Sălaj. Îl invit la microfon să ne prezinte. Cred că pot să vorbim de aici, da? Nu, deci, cred că e mai bine acolo. De da. Să ne prezinte o cărticică interesantă, să vedem ce ne spune despre ea. Deci, am ales să mă prezint astăzi ca și traducător. Țin în mână o carte pe care cu genii trebuie să cunoască eroul principal. Este Hagi Janos. Da, adesea trebuie să fie văzut pe afișe la opera maghiară. Kodály Zoltán a scris muzica acestei opere. Din această carte sunt trei capitole care au fost folosite ca și pretext pentru această operă, operetă. Sunt capitolele în care Napoleon o fură, o răpește pe fata împăratului austriac, pe care husarul Hagi Janos se repede și îl învinge pe Napoleon, o aduce înapoi pe prințesă care se îndrăgostește de cavalerul ei. El, în schimb, refuză să devină ginerele împăratului, deoarece acasă l-așteaptă o contesă și căreia i-a promis că după ce ești în armată trebuia să facă rost de glorie, de bani, atunci o va lua de soție. Ei, lucrurile nu au stat chiar așa. A publicat-o exact în anul de început al primei conflagrații mondiale, deci în 1914. Era oarecum legat de atmosfera belicoasă, el a scris o parodie a războiului, a războaielor napoleoniene. E un fel de Münchhausen maghiar. Și istoria lui începe chiar de la naștere. Deci s-a născut într-o familie în care erau deja 6 băieți. El ar fi trebuit să fie fată, dar pentru că baza a plecat în Egipt ca să-l aducă, nu s-a arătat dispusă ca să-l aducă, a luat în cele din urmă tot un băiat. Deci nu a adus o fetiță. Ei, fetița pe care urma să o ia de nevastă era exact cea pe care fusese inițial destinată să vină în familia tatălui său. Da? Deci aceasta este cartea respectivă. Traducerea a apărut într-o publicație electronică vreme de 18 luni, s-a numit Prăvădia Culturală și ea a fost făcută la cererea unuia dintre prietenii mei care scrie prefața de la acest volum de eseuri science fiction, care este estetica imaginarului, la dorința lui Marin Dobin. Și atunci tot a apărut pe parcurs. Întotdeauna este foarte
relaxant să traduci proză umoristică. În vremurile care au fost, mie mi-a prins foarte bine și ca să zic așa, o țin sufletul mine. Am un capitol care întotdeauna a... Eu sunt și profesor de fizică, mai predau și informatică din când în când, învăț pe copii să numere pe degete până la 31, deci cu 5 degete putem număra până la 31. Există secvențe la care toată lumea râde și fragmentul pe care l-am ales. Deci el a devenit pădurarul unui conte și totul a mers bine până când o prins păsărica doamnei contese. Din asta aș dori să citesc. Nu era ce doamnă. Da, mulțumim, George, pe scurt, Iuri, cum știu, prietenii, mulțumim lui Iuri. De fapt, Iuri este o enciclopedie ambulantă, știe foarte multe lucruri și din istorie, și din SF, și tot ce înseamnă legendă, mit, folclor. Da, în continuare, Silvia Podea-Sălăjan. Silvia Podea-Sălăjan, profesoară de limba și literatura română multă vreme la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din Zalău, a publicat mai multe cărți de poezie, dintre care amintesc În căutarea graalului, Talanți risipiți. Mai nou a scos și o carte inspirată din perioada pandemiei și cea mai recentă apariție pe care am înțeles că vrea să ne-o prezinte, apariție editorială, evident, cuprinde poeme. O să te rog, Silvia, să ne spui câteva lucruri. Ce scuze, am voce. Binefacerile modernismului. Este vorba de... Am venit în mașină, am dat drumul la aerul condiționat și s-a cântat. În ultima perioadă am scris monoman, singurătatea celor înviuși, în care am cuprins o etapă din viața noastră, a familiei mele, o etapă mai tragică. Pentru că, deși romanul nu cuprinde finalul, finalul este tragic. Apoi am scris proză scurtă, Libertatea din Colibie. Marea majoritate a acestor scrieri au fost publicate pe blogul lui Ion Cristoi și în caiete Silvare. Și acum, în tipografie, este o carte Cui îi pasă, tot proză scurtă, în care am părăsit partea aceasta tristă, care m-a copleșit multă vreme și am luat o atitudine poate ironică, amară. Este una dintre cărțile care, cred eu, mă reprezintă și păcat că n-a fost gata ca să o duc astăzi aici. În ceea ce privește poezia, am publicat, așa, în perioada mai recentă, antologia Colecționarul de oglinzi. Este a 15-a carte de versuri. Cuprinde cam jumătate dintre versurile de aici sunt cu tentă creștină. Oricum încep un poem, nu pot ca la sfârșit măcar două, trei cuvinte să mă ducă în această sferă. Vă mulțumesc! Nu? Categoric mai tot. Mulțumim, Silvia Podea-Sălăjan. De remarcat filonul religios al poeziei Silviei Podea-Sălăjan, un filon autentic, iar în ce privește proza ei și în special romanele, merită menționat acest interes constant față de cotidian, față de social, față de tot ceea ce frământă, practic, societatea în care trăim, lumea în care trăim. Mă gândesc la pandemie, mă gândesc la prețuri și așa mai departe. Oricum, o scriitoare ancorată în realitate.
Cam acestea ar fi cărțile pentru lansare. În fine, am și eu o antologie care a apărut în acest an, Cenușa Aurelor, se numește Antologie de Poeme. Cartea a apărut datorită editurii Caiete Silvane și Școala Ardeleană de la Cluj, Napoca. Eu spun că e o antologie îndrăzneață pentru că am selectat aici poeme din ultimele trei decenii. Deci poeme din tinerețe și poeme până în momentul de față. Am lăsat deoparte scrisorile către Izolda, poate cel mai cunoscut grupaj liric al meu, și am selectat doar poemele. O să vă citesc la momentul potrivit unul dintre poemele acestei antologii. Nu în ultimul rând, o rog pe Alice să prezinte pe scurt antologiile pe care editura Caiete Silvane și Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj le-a scos la lumină. Editura Caiete Silvane și revista Caiete Silvane a lansat către scriitorii sălășeni invitația de a alcătui împreună câteva antologii. Antologia 18 poeți este evident cea mai consistentă, pentru că, așa cum se întâmplă în toate filialele și reprezentanțele Uniunii Scriitorilor, în fiecare județ, poeții, de fapt, sunt cei mai mulți. Și cum spunea Ion Mureșan, că ei formează cumva sistemul imunitar al societății, e un semn că societatea este destul de bolnavă și că e nevoie de poeți. Semnează în această antologie de poezie Ion Vasile Bulgărean, Simone Diorfi, pe care o vom provoca îndată, Daniel Hoblea, Fiei Țărâna Ușoară, Dina Horvat, Mioara Lazăr, Marcel Lucaciu, Angela Maxim, Ancuța Mărieș, subsemnata, Viorel Mureșan, Viorica Mureșan, Ileana Petrean Păușan, Ion Pițoiu Dragomir, Silvia Bodea Sărăjan, Teodor Sărăcuț Comănescu, Daniel Săuca, Doina Ira Tăutan și Viorel Tăutan. Este așadar o antologie consistentă, non multa sed multum, nu are foarte multe pagini, însă o recomand, are pagini foarte bune de poezie. Antologia 11 prozatori are mai puține nume, însă mai multe pagini, pentru că nu-i așa, prozatorilor le place să se desfășoare pe spații ample și asta este rostul lor. Semnează aici Grigore Croitoru, Fiei Țărâna Ușoară, Maria Croitoru, Simone Diorfi, Diorfi Deac Diorfi, Florin Horvat, Ancuța Mărieș, Ion Pițoiu Dragomir, Silvia Podea Sărăjan, Teodor Sărăcuț, Doina Ira Tăutan și Viorel Tăutan. După cum ați remarcat deja, marea majoritate a numelor le-ați auzit anterior și la antologia de poezie. Așadar, ne mișcăm pe spații largi, ne place să încercăm, să experimentăm, să dovedim că în Sălaj se poate scrie și se scrie literatură de bună calitate, atât poezie cât și proză. Numai puțin semnificativă și remarcabilă este antologia 6 dramaturgi, unde îl avem printre noi pe colegul și artistul vizual Flavius Lucăcel, care s-a întors recent de pe Meleaguri Iberice, unde a avut o expoziție remarcabilă. Antologia aceasta este poate cu cei mai puțini autori, pentru că nu așa, dramaturgia nu este tocmai ușor de abordat. Semnează Grigore Mecroitoru, Flavius Ducălcel, subsemnata, Viorica Mureșan, Silvia Boda Sălăjan și Viorel Tăutan.
puțin remarcabilă, ci de foarte lungă durată, este inițiativa Centrului de Cultură și Art a Județului Sălaj, revista Caiete Silvane și editura Caiete Silvane, de a alcătui, de a organiza, de fapt, un festival care se numește Primăvara Poeziei, în care, la care sunt invitați alături de poeții români, colegii noștri de limba maghiară. Festivalul are deja o bogată tradiție, suntem la ediția anul acesta, am fost la ediția, nici nu mai împici, 20. Deci 20 de ani e mult și să-i numeri și să-i trăiești. Pot spune, cred că cu mâna pe inimă, că ediția de anul acesta și antologia ieșită cu acest prilej este printre cele mai reușite, cu poezia de foarte, foarte bună calitate, bine tradusă, de o echipă remarcabilă de traducători. Ceea ce trebuie să menționăm aici este că primele multe ediții l-au avut ca traducător pe Simone Dörfi, aici de față. E aici și cu două volume pe care o invit să ni le prezinte și să ne spună două vorbe despre experiența ei de traducător, pentru că Simone, fiind bilingvă, traducea și din română în maghiară și din maghiară în română, așadar volumul acesta festival.